Cu asemenea situație, Statele Unite nu s-a mai confruntat de aproape trei pătrimi de veac. Este o situație extraordinar de gravă. Mă întreb ce riscă americanul de rând, ce se va întâmpla cu aceste locuințe foarte multe și care rămân practic nevândute în condițiile acestea. Cred că tocmai acesta este motivul crizei, că americanul de rând nu riscă aproape nimica, pentru că începând cu 2002, băncile au avut un sistem de creditare atât de relaxat încât orice cetățean care avea un loc de muncă putea să cumpere o casă fără niciun avans. Deci, pur și simplu, cumpărai o casă fără niciun fel de repercursiuni. Trebuia doar să poți să fii în stare să plătești ratele după aceea. Dar nu exista nicio garanție pentru bănci că vei putea plăti. Nu, exact. Dar băncile n-au părut deloc îngrijorate de acest aspect. Motiv pentru care, sigur că s-a ajuns la această situație, fiindcă atunci când oricine poate să cumpere o casă pe care nu mai este în stare după ce să o plătească, se ajunge la momentul în care nu o mai plătește. Iar repercursiunile nu există asupra americanului de rând. Nu o mai plătește, pur și simplu casa este confiscată. O casă pentru care n-a plătit mare lucru, nu? Nu, dar iertați-mă. Mie mi se pare că trebuie să fim atenți când facem o asemenea afirmație. Una este să mai cumperi încă o casă la alte două, trei pe care le ai, din motive speculative, pentru că mizezi pe creșterea valorii casei și atunci noi vorbim, efectele nu se simt. Sunt cetățeni care au numai o casă. Sunt familii americane care au numai o casă. Deci nu este vorba de cei care mai cumpără o casă pentru a o adăuga-o la un stoc de alte 3-4 case. Nu vorbim de speculanți. Sunt cetățeni americani care au reușit pe fondul acestor ani, în această perioadă, să-și achiziționeze o casă pentru prima dată. O casă în condiții foarte relaxate, cum ați spus. Pentru acești cetățeni, pentru aceste familii, situația este dramatică. Și de aceea în Congresul American și republicanii și democrații vor căuta să găsească soluții pentru ca foarte mulți dintre aceștia să nu piardă casa, să nu fie dați afară. Deci asta este o situație dramatică. Consecințele sunt legate și de ce se întâmplă în economia reală. Sunt joburi, sunt slujbe care se pierd. Nu vorbesc de cei din industria financiară care au câștigat poate în 7-8 ani cât să-și acopere cheltuielile pentru toată viața. Uitați, este amenințată GM-ul, o mare companie din domeniul auto. Și alte companii sunt amenințate. Inflația a crescut. S-a creat un lanț al slăbiciunilor. Cât balul a durat și a fost grozav pentru că prețurile la case tot creșteau și oamenii aveau iluzia unei averi în creștere, credeau că pot să plătească rate mai mari la ipoteci. Acest bal a umplut, să spunem, a drogat o populație și nu numai în America. Trebuie să înțelegem că consecințele acestei crize n-au lăsat neatinsă Europa, piețele sunt globale și de aceea responsabilitatea administrației americane este enormă. Ea privește nu numai relația fiduciară față de cetățeanul american, dar privește relația față de cetățenii celorlalte țări. Deci ce trebuie să se facă acum este să se regândească un sistem de reglementare și de supraveghere. Eu cred că această criză dă lovitura de grație unei filozofii neoliberale care a pus echivalență între piață liberă și piață dereglementată. Trebuie să se înțeleagă că piețele financiare nu sunt piețe ale bomboanelor, da? Și ale unor pantofi, sunt piețe extrem de volatile și daunele colaterale pot să fie imense. Deci este un duș extraordinar de rece pentru, nu numai pentru cei din lumea finanțelor, și pentru lumea politică. Nu poți crea ziduri chinezești între sistemele financiare. Asta este o naivitate să crezi că se poate întâmpla așa ceva. Deci efectele se transmit pe filieră comercială, dar și pe filieră financiară. Mă iertați, s-a speculat chiar că este o criză artificială care ar trebui să stopeze puțin expansiunea Chinei și a Rusiei. Nu, asta e o teză. Nu te împuști în picior pentru a stopa ascensiunea economică a asiaticilor. Nu, eu nu cred în așa ceva.